Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi am venit la reumatologul Raluca Nichitan pentru a afla cât de mult îi ajută în general pe reumatologi fizioterapeuții. Bine te-am găsit, Raluca! Bine v-am găsit și eu! Spune-mi, te rog frumos, în practica voastră de zi cu zi, cum interacționați cu ai voștri colegi fizioterapeuți? Destul de mult interacționăm, ceea ce este de vis pentru noi, pentru că ne ajută în terapia durerilor, ceea ce vedem zilnic în practica noastră medicală, pacienții venind la noi pentru acest lucru, în primul rând, durerea. Un om atunci când resimte durere, de obicei ia o pastilă și așteaptă să-i treacă. Poți să-mi explici cam care ar trebui să fie un curs normal al relației pacient, medic de familie, specialist și fizioterapeut? Desigur. Când avem o durere și nu trece, este foarte important să nu ne grăbim, dacă nu trece timp de o săptămână sau chiar două săptămâni, ne prezentăm la medicul de familie pentru a cere indicații. Acesta, în funcție de gravitate, va îndruma pacientul către balneolog sau reumatolog sau ortoped, depinde ce leziune are. Și aceștia, la rândul lor, dacă constată o leziune degenerativă care trebuie recuperată, deci articulația este afectată și trebuie să o redobândim ca și funcționalitate, adică cum o folosim, nu neapărat pentru durere, durerea poate fi calmată, cum ați spus, cu pastile, dar ca să recuperăm, cuvântul cel mai important este recuperarea funcției articulației, atunci fiecare specialist va îndruma pacientul către fizioterapie. Voi aici în cabinet aveți și fizioterapeut și știu că lucrați foarte, foarte strâns. Aveți pacienți care vin cu o recomandare sau cu un diagnostic sau pui tu diagnosticul? Și. Avem cazuri în care vin după ce au fost consultați în alte servicii și le s-a indicat fizioterapie acolo nefiind acces la acest lucru sau se prezintă la mine pentru un simptom dureros, evaluez despre ce este vorba, pun un diagnostic și indic fizioterapie dacă este necesar. Nu indic la toți, deci în funcție și de ceea ce găsesc și dacă aceștia doresc. Niciodată nu îi obligăm pe pacienți, le recomandăm și le explicăm de ce este nevoie și chiar așa le și spun. Nu vă dau fizioterapie, nu vă recomand fizioterapie pentru durere, ci vă recomand ca să vă redobândiți ceea ce ați pierdut, o capacitate motorie, o capacitate de a merge sau o durere de spate care nu mă lasă dimineața să fac efort sau nu mai sunt la fel cum am fost înainte de elastic, de mobil. Și atunci, după ce le explic acest lucru, îi las să aleagă. Am avut pacient, a venit cu diverse probleme. Prima a fost o durere în zona lombară. Ce i-ați făcut? Ca și proceduri, pe coloana vertebrală se aplică cel mai frecvent electroterapia. Din cauza că produce vasodilatație și stimulează circulația în această zonă, aducând beneficii atât pe musculatura paravertebrală, care de multe ori este afectată atunci când coloana noastră se distruge, fie că este vorba de vertebră sau de discul intervertebral, și mușchii încearcă să apere coloana și atunci ei sunt primii care suferă. Electroterapia, generând căldură și vasodilatație, circulație, îmi îmbunătățește tonusul și refacerea mușchiului. În al doilea rând, electroterapia lucrează și pe stimulii dureroși la nivel de receptor nociceptiv, adică receptorul care preia informația dureroasă și atunci curentul electric determinând o modificare la nivelul receptorului îl face să nu mai perceapă durerea și atunci senzația plăcută după electroterapie de aceea apare de multe ori, este cu bătaie lungă sau cu bătaie scurtă, depinde ce tip de electroterapie pune, de joasă frecvență, de medie frecvență sau de înaltă frecvență. Și după electroterapie, ca adjuvant, este ultrasonoterapia, practica cu unde de ultrasunet, care sunt generate de aparat prin niște cristale și acestea vibrând determină niște unde care pătrund și penetrează în țesuturile noastre, ajungând la nivele diferite de adâncime, în funcție de cum setăm noi frecvența
aparatului. Și atunci, dacă noi vrem să acționăm pe anumită structură, dacă este nivel de ligament, de cartilaj sau de mușchi, setăm aparatul. Are un beneficiu extraordinar pentru că îmi stimulează țesuturile să se și regenereze, să se vindece dacă acestea au fost lezate. Sunt oameni care spun că le-a sărit umărul sau că îi doare umărul. Aplicați aceleași proceduri? Cel mai frecvent cu umărul se prezintă la noi, din păcate. Umărul dureros, cred că zilnic îl vedem. Și ceea ce ne surprinde că găsim după examinarea ecografică sunt rupturile de tendon. Și atunci, pentru acestea, se pretează laserul care are proprietatea de a regenera, a reface țesutul moale, în special ligamente, tendoane, țesuturile astea fibroase. Și atunci tehnica este simplă, 2-3 minute de laser, mai multe ședințe ca să refacem structura aceasta. Și uneori nu neapărat cât reușim să refacem, ci să cicatrizăm ceea ce s-a rupt, dacă este ruptură totală, să nu mai aibă pacientul durere. Dar efectul este multiplu, efect antiinflamator, reduce durerea, îmi îmbunătățește mobilitatea și elasticitatea acelei articulații, fiind o practică foarte bună pentru cei tineri și pentru sportivi, de exemplu, foarte bune rezultate. Genunchii de obicei vii împărțiți cu ortopezii? Așa este. Bună această observație. La genunchi avem o gamă multiplă, aici și diagnosticul este atât de variat, dar cel mai frecvent gonartroza, afecțiunea degenerativă, distrugerea de cartilaj, este supărătoare și atunci, ca să redobândesc mobilitatea genunchiului, nu atât cât reușim să îl refacem ca și structură, aplicăm electroterapia care îmi aduce, îmi stimulează sângele și mi-aduce substanțe nutritive pentru capsula articulară, pentru cartilaj, pentru structurile care compun genunchiul și atunci îmi întărește cumva articulația, tonifică mușchii ca să pot face mișcare, pentru că și ei suferă atunci când nu folosesc articulația din cauza unei dureri. Și ultrasunetul, care precizez, este o practică foarte bună pentru cartilaj, inclusiv la sportivi am avut rezultate foarte bune, aceștia care își uzează încă de tineri cartilajul. Ultrasunetul are capacitatea, ultimele studii spun că stimulează fibroblaștii, celulele care sintetizează colagenul și substanțele care intră în componenta cartilajului. Și prin acea tehnică de vibrație pe care o au și ajută extraordinar să se refacă cartilajul, nu în totalitate, bineînțeles, și nu la fel cum a fost înainte, dar mi-l redobândește parțial. Ce contraindicații au cele două proceduri? Multe care sunt destul de simplu de memorat. În primul rând, istoricul de cancer. Nu este voie să aplicăm proceduri fizioterapeutice pentru că poate răspândi o celulă care a mai rămas în corp și atunci să-mi determine răspândire de neoplazică. Hipertensiunea necontrolată, pacienții care au un tratament cronic de tensiune și care și îl respectă, nu este nicio problemă, noi le luăm și tensiunea la începutul fizioterapiei și își întrebăm acasă cum au tensiunea ca să vedem dacă e reglată destul de bine. Febra este contraindicație, infecțiile, nu-i voie pe infecții, tot procedurile stimulează sângele și atunci infecția nu se vindecă, chiar mă răscolește. Foarte important să ne spună pacientul, chiar dacă noi nu ne dăm seama de acest lucru sau uităm să întrebăm. Leziunile cutanate, pentru că, cum ați văzut, aplicăm acolo niște bureți și electrozi și atunci pot face leziuni mai mari sau împiedica vindecarea celor leziuni de pe piele și la ultrasunet cu gelul de asemenea pătrunde și nu este voie. În sarcină se poate veni?
În sarcină aici este relativ, discuție, unii lasă, unii nu. Cert este că laserul este lăsat în zone, de exemplu la mână sau la picior, pentru că este destul de la depărtare de zona cu făt. Dar celelalte, electroterapia și ultrasunetul stimulând circulația, nu sunt recomandate. Deci pentru laser s-ar putea lăsa, depinde și de evaluarea doctorului. Raluca, o ultimă întrebare. Cine ar mai trebui să facă parte din acest dream team, pe lângă reumatolog și fizioterapeut? Baniolog este de primă intenție. El de obicei face programul recuperator și el se întâlnește cu patologia asta degenerativă mai frecvent, dar prin această legătură a pacientului cu reumatologul, de multe ori merge către el. Și ortopedul, care foarte mult recomandă recuperare după operații sau în caz în care nu există posibilitatea de operație, de protezare a unui genunchi cu gonartroză și atunci indică fizioterapie cât de cât să poate să recupereze ceva acea articulație. Deci cei trei specialiști trebuie colaborare strânsă. Îți mulțumim tare mult! Cu mare, mare drag! Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!